Astăzi vom vorbi despre orașe abandonate și poveștile din spatele lor. Tianducheng sau Parisul Chinei. Situat la aproximativ 2 ore de Shanghai, a fost construit în 2007 ca o copie a Parisului în miniatură. Orașul include un turn Eiffel de 91 de metri înălțime, fațade pariziene gri, străzi pietruite și fântâni renașentiste. Deși a fost construit pentru 10.000 de locuitori, timp de 6 ani, până în 2013, și-a câștigat denumirea de oraș fantomă pentru că avea doar 2.000 de locuitori care lucrau la un parc de distracții din apropiere. Cu toate acestea, rapoarte recente dezvăluie că în prezent, în Tianducheng, trăiesc peste 30.000 de oameni, iar numărul locuitorilor tinde să crească. Știți care este cel mai cunoscut oraș fantomă din lume? Pripyat, Ucraina. Rămâne locul celui mai devastator dezastru nuclear din istorie. Fondat în 1970 ca oraș nuclear, construit special pentru a găzdui muncitorii centralei nucleare de la Cernobâl, Pripyat avea peste 13.000 de apartamente, școli pentru 5.000 de copii, zeci de magazine și cafenele, un cinematograf, sală de sport, centre culturale, mai multe fabrici și un spital. În 26 aprilie 1986, la 1 noaptea, a avut loc o explozie care a împrăștiat un nor radioactiv peste Uniunea Sovietică și Europa. Cei 50.000 de locuitori au fost evacuați în 36 de ore, mulți dintre ei având afecțiuni severe determinate de expunerea la radiații. Ulterior, autoritățile sovietice au creat o zonă de excludere cu o rază de 30 de kilometri în jurul centralei de la Cernobâl, transformând Pripyat într-un oraș fantomă. După aproape 30 de ani, animalele sălbatice se plimbă prin oraș, iar în oficiul poștal, sute de scrisori din 1986 încă așteaptă să fie trimise prin poștă. Deși locuitul oriunde în zona de excludere a Cernobâlului este ilegal, autoritățile îi tolerează pe cei care aleg să locuiască în unele dintre zonele mai puțin iradiate, iar în prezent, în Cernobâl trăiesc aproximativ 1000 de oameni. Ajungem în Turcia, unde în 2014 un dezvoltator imobiliar a gândit un proiect urban luxos și impunător, oferind un stil de viață regal pentru oricine dorea să plătească între 370.000 și 500.000 de dolari pentru propriul palat. Astfel a apărut orașul Burj Al Babas, cu 587 de mini-castele create în stil franțuzesc, asemănătoare celor din Disneyland. Privit de departe, orașul pare de bazm, dar de aproape, lucrurile nu stau tocmai așa, pentru că lucrările au fost oprite la jumătate. Deși construirea proiectului trebuia să dureze 4 ani, nemulțumirile clienților și plângerile autorităților referitoare la afectarea mediului au determinat dezvoltatorul să declare faliment în scurt timp. În prezent, castelele neterminate și lipsa infrastructurii au transformat Burj Al Babas într-un oraș fantomă, iar epidemia a pus capăt tuturor speranțelor că acest orășel va mai fi vreodată finalizat și locuit. Și ajungem în Brazilia, în 1927. Henry Ford a început proiectul Fordlandia, o plantație masivă de cauciuc în junglele aflate de-a lungul râului Tapajós din Brazilia. Magnatul auto vedea acest oraș proiect ca o sursă constantă de cauciuc pentru anvelopele mașinilor sale. Astfel, a proiectat un orășel al companiei cu piscine, teren de golf și bungalouri. Din păcate pentru Ford, experimentul a eșuat foarte repede. Arborii de cauciuc din Fordlandia au fost afectați de dăunători naturali, iar angajații săi brazilieni au avut conflicte deschise cu managerii americani din cauza diferențelor sociale. Ultima lovitură a fost dată de apariția cauciucului artificial. Henry Ford nu a vizitat niciodată orașul Fordlandia, iar teritoriul a fost revândut statului brazilian în 1945. Între timp, natura a ocupat mari părți din teritoriu, iar orășelul a devenit parte dintr-un mic circuit turistic pentru curioși. Cel mai mare oraș fantomă din lume este în China. Cel mai mare oraș fantomă din lume se află în China. Situat în regiunea Mongoliei interioare, districtul Kangbashi a fost construit pentru a găzdui 300.000 de locuitori. Dar timp de mulți ani, doar aproximativ 2.000 de oameni s-au mutat aici, iar locul dădea senzația unei lumi post-apocaliptice. La început existau mai mult birouri decât clădiri rezidențiale și oamenii
oamenii făceau naveta. Pe de altă parte, cei care cumpărau apartamente nu locuiau în ele, ci le păstrau pentru copii sau pentru perioada pensionării. Pentru a rezolva problema, autoritățile au găsit o soluție interesantă. Guvernul chinez a mutat unele dintre școlile și universitățile de top ale țării la Kangbashi, deoarece reglementările impun părinților care doresc să trimită copiii la anumite școli să dețină o casă în zona respectivă. Kangbashi își mărește în prezent numărul de rezidenți care doresc să se bucure de educație și calitate. Pe curând!